Iubiți credincioși, sunt un preot creștin ortodox. Imediat după Revelion, a doua zi, am pornit cu o căldărușă, cu Sfânta Cruce și cu mânui de busuioc să stropim cu aghiazmă mare în oriașii, dar și prin camerele din fiecare casă. Aghiazma mare am oprit-o în mod cu totul special anul trecut la Bobotează. Totul bun și frumos, până când, în câte o casă, mi s-a cerut un fir de busuioc. Și eu am întrebat așa, pentru ce vă trebuie firul de busuioc? Fel și fel de răspunsuri. O persoană mi-a spus că este bolnavă și se va însănătoși dacă îi dau un fir de busuioc. O alta mi-a spus că dacă pune firul de busuioc la icoană, îi va merge bine în casă. Eu am spus că această plantă nu poate să dea binele. Tot binele, tot darul cel desăvârșit de sus este de la Dumnezeu, Părintele Luminilor, Iacov 1:16. Dacă ținem post, măcar miercurea și vinerea, dacă mergem în fiecare duminică la biserică și dacă ne spovedim și ne împărtășim cel puțin de 4 ori pe an, atunci vom avea mergere de bine. Cele mai multe doamne însă mi-au cerut un fir de busuioc să-l pună sub cap fiicei sau nepoatei ca să viseze cu cine se va merita. Dumnezeu ne spune foarte clar în Biblie, cel care crede în vise este ca și acela care se ține de umbră și vrea să prindă vântul. Sirah 34:5. Și atunci, în mijlocul unei familii, unde mi s-a cerut un fir de busuioc, am întrebat așa, Doamnă, pentru ce vă trebuie firul de busuioc? Pentru nepoata mea, să și-l pună sub cap ca să viseze cu cine se va mărita. Și cum o cheamă pe nepoata dumneavoastră? O cheamă Rodica. Atunci am ridicat busuiocul în sus și în mijlocul membrilor familiei am întrebat mănunchiul de busuioc. Busuiocule, te rog să-mi spui tu mie cu cine se mărită Rodica. Busuiocul? Mut. Am întrebat din nou cu un ton poruncitor. Busuiocule, te rog să nu mă superi. Spune aici imediat să audă toată familia cu cine se va mărita Rodica. Busuiocul? Mut. Iubiți credincioși, de unde să știe planta aceasta? Cine va fi alesul inimii cuiva? Cum să aducă bine în casă sau cum să dea sănătate? Doar Dumnezeu atotțiitorul cunoaște viitorul cele ce vor fi. Acest obicei de a pune un fir de busuioc sub cap face parte din falsa tradiție, adică practici inventate, se mai spune teologie de șanț sau falsă teologie. În Sfânta Scriptură există doar 4 evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Și atunci, în glumă, am putea spune că problema cu firul de busuioc face parte din Evanghelia 5-a a babelor conservatoare, adică cele care transmit de la una la alta practicile inventate, minciuni până la urmă. Și ar suna cam așa, de la babe citire, neînțelepciune, să nu luați aminte. De aceea, eu niciodată n-am dat nimănui vreun fir de busuioc pentru că să nu alimentez falsa tradiție, ci am îndemnat din tot sufletul tinerile domnișoare să citească cel puțin 40 de zile Acatistul Mântuitorului și să spun așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu meu și Mântuitorul meu, citesc acest acatist spre lauda Preasfântului Tău nume și te rog să-mi scoți și mie în cale un om, un bun creștin ortodox, care să te iubească mult pe tine și puțin pe mine. Tu ai spus, Doamne, cere și ți se va da. Matei 7:7. Și eu vreau să se facă voia Ta și nu voia mea. Doamne, atotțiitorule Părinte, Fiule Veșnic și Duhule Sfinte, Trăime de trei ori Sfântă, călăuzește-ne pașii în marea vieții cea învolburată. Amin și Aliluia.